simți astăzi îmbrăcată în costum popular? Foarte bine. Mi se pare o zi foarte specială să purtăm costum popular la școală față de uniforma cea de zi cu zi. Bună ziua! Ce părere aveți despre această tradiție a școlii noastre? Este minunată și mă bucur că a ajuns deja la 5-a ediție. Îmi amintesc prima ediție din 2013 când am pornit așa cu elan și iată că s-a păstrat până astăzi. E superb. Mă bucur. Păi, din moment ce organizăm noi, avem o părere foarte bună, nu? Mi se pare o activitate foarte frumoasă și foarte importantă, că trebuie să ne conservăm tradițiile în mozaicul ăsta de culturi. Sincer, mă simt mândru că sunt român, chiar dacă poate la facultate o să plec în altă țară. Mă simt extrem de mândru și, cum a zis și colegul meu, cred că trebuie să ne promovăm tradițiile, să le conservăm, altfel vor muri, iar ce am făcut noi astăzi a fost un lucru extrem de frumos. Sper ca anul viitor și după noi să se preia tradiția, să se organizeze ceva mai grandios, mai frumos, pentru că țara noastră merită și noi merităm. Este o activitate interesantă și e prima oară când întâlnesc așa ceva, adică este prima oară când am auzit de această denumire, uniformă altfel și mai ales în costum popular, pot să zic că mi-a plăcut. Da, a fost o surpriză chiar plăcută, faptul că am văzut, cred că, un sfert de șaguna dansând sârba și brașoveanca în sală. Și a fost chiar foarte frumos că au știut pașii, au avut prezență de spirit, a fost toată lumea fericită. Bună, ce ai putea să ne spui despre costumul tău? Bună, costumul meu e moșenirea la bunica mea, care l-are de la străbunica mea, e tot țesut de mână, e din zona Argeș, Rucăr, Mușel. Mulțumim! Bună, de unde provine acest costum popular? Acest costum provine din țara Făgărașului, din Ardeal, e specific Ardealului. Bună! Ce părere ai despre costumul popular? Cred că ne reprezintă, e lucru care ne ține uniți pe noi ca români și ar trebui să fim mândri că purtăm un costum popular așa ca acesta pe care l-am primit de la vărul meu, apropo vărul meu e la un ansamblu folcloric foarte important și cred că e o mare onoare pentru mine, știți? Și când am văzut dansurile acelea populare mi s-a umplut sufletul de bucurie. Da. Bună! Cum te simți îmbrăcat în costum popular? Sunt foarte mândru pentru că sunt în țara mea. Cum vă simțiți în costumul popular?